Un bărbat a ajuns pe mâna poliției locale Timișoara după ce a furat mai multe sticle de băuturi de pe rafturile unui magazin din complexul studențesc din Timișoara. Polițiștii locali aflați în patrulare în zona complexului studențesc au observat în fața unui magazin de pe strada Daliei un grup de oameni care se agitau și le-au solicitat sprijinul. Șeful de magazin le-a comunicat polițiștilor locali că un bărbat a sustras câteva sticle cu băuturi alcoolice și a fugit printre blocuri. Polițiștii locali au trecut imediat la urmărirea acestuia și de după mai multe minute de căutări pe străduțele din zonă, au identificat o persoană care corespundea semnalmentelor transmise. Cel în cauză a fost încătușat și dus la magazin, unde a fost recunoscut de reprezentantul și de angajații societății, care au declarat că și cu o zi înainte a mai fost surprins de camere, sustrăgând bunuri de pe rafturi. Bărbatul are 39 de ani și are domiciliul în orașul Buziaș. Cel în cauză a fost predat polițiștilor de la secția 2 pentru continuarea cercetărilor, sub aspectul săvârșit din infracțiuni de furt, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.